Salut, dragilor! Clujul! Am toți candidații în acest moment, cei care contează cel puțin în această emisiune. Viorel Bărtărețu, de la USR, Alianța Dreapta Unită, sau cum vă numiți acum? Da, Alianța Dreapta Unită, sunt candidatul de la USR, deputat de Cluj și încerc să arăt că se poate face o altfel de politică la Cluj. Dacă tot e Alianța Dreapta Unită, de ce nu v-ați unit toată dreapta ca să fie unul singur? Că să aveți și voi șanse împotriva lui. Eu mi-aș fi dorit să ne unim toată dreapta. Ți-ai fi dorit și nu? Da, știi cum e, că orgolile câteodată sunt mai mari decât interesele. Orgolile dar, cui? Păi orgolile, părerea mea, că orgolile conducătorilor noștri, într-un fel sau altul. Drulă, orgolios, sau cine? Acum avem pe Dacian, îl avem ciucă. Pe Drulă, tocmai au fost împreună, ne-am unit, ne-am despărțit. Da, a fost așa, o epopee, ce pot să spun, că am fost ca într-un mountain rus în ăștia 4 ani, sau aproape 4 ani. Tu de când ești în USR / Reper / Plus? În Reper n-am fost niciodată. Tu cu cine ai intrat? Eu m-am înscris în Plus, uh-huh. 2018, la sfârșitul 2018, practic în 2019 am devenit membru. Și de atunci am mers tot înainte cu Plusul, până ne-am unit prin absorție cu USR-ul și acum sunt în USR. Despre tine, ce ne poți spune? De ce ai fi bun de primar, venind dinspre meseria ta? Păi am câteva aturi. Unul, sunt inginer. Doi, am fost antreprenor cam toată viața mea, din facultate. Am avut prima mea firmă, am avut la început o firmă de alpinism utilitar. Știi, băieții aia care spală da, blocuri? Da, știu sau... pe aia. Da. A, așa, asta a fost primul meu business. Și te urcai și tu pe bloc? Da, eu mă urcam pe bloc. A, tu te urcai? Da, eu mă urcam. Eu am la bază, sunt speolog și am învățat partea asta de speologie, sunt monitor, deci un fel de instructor în cadrul speologiei, pe tehnica speologiei alpine. Deci ești pe sport mai degrabă. Bun, acum a fost de mult partea de sport, în continuare mai practic diverse sporturi, dar ca idee, de acolo am învățat partea asta de tehnică de coardă, cum să lucrez în coardă și alpinism utilitar, chiar dacă sună ca fiind alpinism, n-are nicio legătură cu alpinismul, are cu speologia ca tehnică. Din ce ai trăit până ai intrat în politică și după, mă interesează? Din antreprenoriat, poftim? Și înainte și după, mă interesează. Deci trăiesc în continuare de pe urma companiei pe care o dețin. Am o fabrică de mobilă, din 2003 este o fabrică, o companie de mobilă, fac amenajări de hoteluri și restaurante. Multe hoteluri și restaurante pe care le-ai, probabil în care ai ajuns să mergi, sunt făcute de noi. Deci ești bogat? Eu mă consider un om înstărit, nu pot să mă consider bogat. Fiecare are câte o referință pentru ce înseamnă. Mă consider un om realizat. Și sunt mândru de ce am făcut, pentru că am făcut din munca mea, nu din afaceri cu statul, am făcut foarte mult export, de exemplu, adică tot ce am muncit eu a fost validat de piață. Și e un lucru cu care pot să spun că mă mândresc. Și acum, întorcându-mă la ce m-ai întrebat de tu... De când ai intrat în politică, firmele tale au avut vreun contract în care politica să conteze? Nu. N-au avut, cu toate că există mici contracte sau că chiar am verificat, deci când am intrat în politică în 2020, nu, dar ce am făcut, mi-am făcut eu un check, știi cum e, că e bine să te întreabă ăștia consultanții, zic, hai să scheletele la control, da. Și mi-am verificat să văd compania, i-am rugat pe colegii mei, scoateți din informațiile pe care le avem contabile, cât business am făcut noi cu statul. Și am descoperit că undeva în 2013 am vândut undeva la 3 sau 4% din cifra noastră de afaceri, am vândut la o primărie, că vindeam scaune din astea de evenimente, știi cum au ăștia pe la Căminul Cultural, și veneau primarii și au vreau să-mi cumpăr scaune sau să nu știu ce chestii, știi? Și, sau la nu știu ce muzeu am mai vândut, că avem tot felul de produse, produsele noastre sunt speciale pentru utilizare publică, deci nu sunt pentru acasă. Și atunci cumva ai nevoie, cei care înțeleg că e o diferență între produsele astea și produsele de uz casnic, atunci înțeleg și fac. Și chiar le faci în România sau le importi? Deci am și fabrică, undeva cam 30% din businessul nostru este fabrica pe care o am la Gilău și practic noi integrăm. Eu am de fapt, dacă în companie am designeri, am project manageri, am ingineri, am oameni care merg la montaje. Gândește că asta facem. Și executantul pieselor, de exemplu, poate să fie în ce țări? Care sunt furnizorii? Lucrez cu furnizori din Italia, lucrez cu furnizori din Germania, lucrez cu furnizori din Olanda, lucrez acum cu furnizori din Turcia, de exemplu, ne-am recalibrat. Avem mulți. Și ce-ți veni să te bagi în politică? E bună întrebare, că mă întreabă și nevastă. Îți mergea firma, politica mai degrabă când ai o firmă te ajută să-ți strice firma, nu să-ți meargă mai bine. Asta mi-au spus prietenii mei, băi, ce ești prost, zice, te bagi în politică și o să ajungi, zice, o să dai faliment cu firma. Sincer, am avut și emoția asta, a fost și o nebunie a mea. Am intrat în politică
pentru că în 2019 mi-au plecat fetele la facultate și în momentul în care m-am trezit cu nevastă mea acasă singur și am zis, băi, astea nu se mai întorc, n-aunde. După ce zi mai bine că ai vrut să fugi tu de acasă, pe la întruniri, la lipit afișe. Eram oricum pe drumuri cam tot timpul, adică jobul meu nu era, noi nu făceam numai în Cluj, adică eram tot timpul plecat în străinătate sau dacă prin țară, proiectele mari, sunt proiecte, știi, uite, genul ăsta de proiecte, că nu vindeam două scaune uneia sau mai știu eu ce, mă lucram cod la cod cu clienții, da, proprietarii de hoteluri și așa mai departe, cu unii am ajuns să devenim prieteni, să mergem în concediu, dar ei cunoscându-mă la început că le-am vândut ceva, știi? Bun, să ne întoarcem la politică. Deci de ce să-ți pierzi liniștea într-un domeniu în care satisfacțiile sunt puține și de obicei echipa băieților buni nu câștigă? Pentru că vreau să-mi dovedesc eu mie, cu toate că am momente în care spun că o să ies foarte rapid din politică și o să-mi văd de treaba mea. Vreau să dovedesc că am făcut tot ce a depins de mine și am încercat să fac un lucru bun. Cred că pot să vin cu experiența mea managerială, cu principiile și valorile, pentru că e foarte important și modul în care am făcut business. Se vede prin ceea ce spun clienții despre mine și partenerii de afaceri și așa mai departe, că sunt un om corect și încerc să fac lucrurile. Eu întotdeauna am spus, vreau să îți dau un pic mai mult decât ne-am înțeles într-un contract. Bun, în 2019, deci ai intrat în politică cu Plus. Da. E prima oară când candidezi sau ai mai candidat și înainte? Eu sunt deputat de Cluj, deci am intrat în Parlament, da, cu valul ăla frumos, oamenii frumoși, exact, și drăguți și simpatici. Exact, am intrat în 2020, a fost o unire, adică inițial a fost așa semi-unire între USR și Plus, că am intrat pe Alianța USR Plus. M-au ales colegii din partid și în momentul în care m-au ales colegii, eu sincer nici nu aveam un plan să ajung deputat. Eu consideram că, dom'le, n-am eu ce căuta în Parlament, era sindromul impostorului, știi, când am ajuns în Parlament, prima oară am zis, băi, o să fiu acolo cel mai prost din Parlament de acolo și știi faza aia că... N-ai cum să fii cel mai prost din Parlament. Nu, dar ce am vrut să zic e vorba aia. Dacă încerc să fii cel mai prost din Parlamentul României, întotdeauna te bate unul. N-ai cum. Da, nu, dar știi, e chestia aia, când te uiți în jur, prin curaj. Știi, cam asta a întâmplat. Dar am reușit în comisiile în care activez, că sunt în zona asta de antreprenoriat, de industrie, avem o comisie interesantă, automatizare și viitorul muncii, încercăm să gândim ce va fi în viitor în România și cum va fi impactată piața muncii și în general România de toată partea asta, automatizare, AI și așa mai departe. Și vrem să facem asta de la nivelul Parlamentului. Efectiv, mi-am câștigat respectul colegilor mei de la mine din partid, evident, dar și din celelalte partide. Adică eu și în momentul... te-au trimis să-ți rup gâtul la boca acolo sau ai vrut tu? Nu, eu pot să spun că mi-am dorit și eu treaba asta. Dar de ce să-l contești pe Boc? Adică mi se pare o întreprindere extrem de riscantă, fiindcă șansele lui Boc, care e cel mai glorios primar din istoria recentă, sunt mari. Eu sunt de acord cu tine și aici recunosc că Boc e până la urmă un Goliat aproape, da? Și eu sunt un David. Cât de mic e, așa de mare e, știi? Da, cumva, exact. Dar trebuie să recunoaștem următorul lucru. În ultimii 8 ani de zile, Clujul stă pe loc, adică n-a mai marcat aproape nimic ca domnul Boc în ultima... Cum? A început metrou, nu, a început centura, n-a început centura, nimic, bine, a început. Asta e poveste. Eu tot spun, mai am o vorbă în care spun, domnule, dacă era fotbalist și nu marca nimic atât de multe meciuri, zic, l-ați fi schimbat, nu? Haide să-l schimbăm. Vreau să arăt că se poate face altfel de politică și bătălia asta, dacă vrei, eu nu o văd doar pentru tura asta. Bătălia asta e o bătălie pe termen lung și în politică trebuie să ai stomac, e adevărat, dar e un maraton politica, nu este un sprint. Dacă cineva crede că făcând așa și gata, de mâine am ieșit în 3 luni de zile, l-am bătut pe Boc. Nu funcționează lucrurile așa. Oamenii au niște, cum să spun eu, există o anumită redundanță și o anumită, știi, îi ține cumva în loc. Era vorba aia, știi, pute, dai călduț. Dar mai e și ghinionul că vii de la USR, care e în pierdere de viteză și... În ultimii 2-3 ani, nu prea, parcă lumea s-a dezîndrăgostit de USR. Tu de ce crezi? Eu, ce să zic, am dacă făcut, ai percepția am asta, niște, sigur. Am percepția asta, dar nu așa cum zici tu. Eu zic că e în câștig de viteză acum. Am avut o cădere destul de, adică poate n-am fost suficient de critici, poate că ieșirea noastră de la guvernare a fost, dacă la momentul respectiv eu am fost unul dintre cei care am votat ieșirea aia de la guvernare, pentru că mi s-a părut că e o chestie de principii, nu ne calcă ăștia pe cap și nu fac cu noi ce vor ei. În schimb, acum uitându-mă retrospectiv, spun că poate că ar fi trebuit să stăm acolo să ne luptăm mai tare și să
cumva, dacă vrei așa, pentru scena politică și pentru imaginea publică, doamne, ne-a luptat până ne-au dat ăștia afară, ne-au dat un pumn, ne-au dat două palme, ne-au dat un știu în fund și ne-au trimis la plimbare. Da, mai adică am plecat, am fost mult prea domni, am fost prea... Și pe o mână cu aur, adică aia a fost neplăcut. Aia, da, să zicem că și aia. Vezi tu, în politică învățăm. Eu vreau să spun următorul lucru. Dacă cineva poate să spună că am făcut ceva cu rea voință, atunci spun, da, aici aveți dreptate, da, adică spun, să zicem, e părerea lor, dar eu nu cred că am făcut ceva cu rea voință până acum. Tot ce am încercat, și trebuie să spun asta, tot ce am încercat a fost pentru că vrem să schimbăm lucrurile și se vede asta în tot ceea ce facem, toți colegii noștri. Bun, în hai Parlament. Să vedem ce vrei să schimbi la Cluj față de regimul Boc. În primul rând, noi trebuie să dăm drumul la proiectele importante. Păi sunt date drumul, zice domnul Boc. Ieri seara am vorbit cu el și era pornit, accelerat. Te-am ascultat azi noapte și azi de dimineață, am ascultat emisiunea, am vrut să mă documentez, n-am avut foarte multă vreme, dar până la urmă ideea este următoarea, că la Cluj marile proiecte sunt blocate. Centura metropolitană, da? Ți-a spus că i-a dat drumul. Scuză-mă. Păi asta zice lumea că nici nu e la primărie. Păi, ba, e la primărie. E la primărie. Păi, stai, din 2017 a luat-o la primărie de la CNAIR, centura metropolitană, da. Este luată la primărie din 2017. A zis, domne, las că nu sunteți voi în stare la București să o faceți, o fac eu. Foarte bine, din punctul meu de vedere, e foarte bine ce a făcut, pentru că tu la Cluj simți mai bine problemele oamenilor decât le simte nu știu care funcționar de la primărie, de la CNAIR sau de nu știu unde, ministrul transportului. Okay. Deci asta e o treabă bună. Și de ce zici că e blocată? Păi, în momentul de față a avut două licitații, ambele anulate. La prima licitație pentru centura metropolitană nu s-a prezentat nimeni, la a doua licitație pentru centura metropolitană s-a prezentat un singur ofertant. După 5 luni de zile în care domnul Boc și cu comisia lui de la primărie s-au uitat să vadă care-i treaba cu oferta aia, a ajuns la concluzia că anulează, că descalifică acel ofertant. A făcut dar ce vină are Boc că n-au fost ofertanți? Păi cum ce vină are Boc? Foarte simplu, dacă nu faci un caiet de sarcini bun, da, nu-ți vin executanții. Asta este foarte simplu. Eu îl arăt crezi cu degetul. Crezi că n-au venit pentru că era un caiet de sarcini prea greu sau prea ieftin? N-au venit pentru că era un caiet de sarcini în care erau prea multe riscuri. N-a fost... nu știu dacă vrei să intrăm acum în detalii foarte multe. Ideea este că n-a avut și nu are, din păcate, primăria și Boc, nu are capacitatea să ducă proiecte mari, să le ducă la bun sfârșit. Că mai face câte o străduță, că mai face câte ceva. Deci, dar am stat, spun, până să intru în dar campania asta... Dar totuși Boc a fost premier. A făcut în Cluj, cât era premier, Dita Mai Sala polivalentă, din ce mi-aduc aminte. Ăla e singurul proiect mare în care poți să zici, să pui mâna pe el, să zici, uite, ăsta l-am făcut. În rest, am refăcut străduțe, am aranjat piețe, chestiile astea arată bine pentru el un turist. Da, el cumva își ia asupra lui întregul succes al Clujului din ultimele două decenii. Nu. Succesul este al clujenilor, succesul este al mediului de afaceri din Cluj, pentru că avem un mediu de afaceri puternic, s-a dezvoltat. Și el nu a fost împins de la spate de primărie sau, mă rog, ajutat? Nu pot să spun că a fost foarte mult împins, dar hai să facem așa. Funar a blocat tot ce a însemnat investiții în Cluj. A venit Boc, da? Și spun foarte clar, da, Boc e mai bun decât Funar, nici nu se pune problema, n-avem ce să discutăm. A deschis ușa investitorilor. Până în 2012, deci și cât a fost prim-ministru și mai departe, era mult mai deschis cu investitorii. Acum, deci dacă vrei să vii să te așezi la Cluj, efectiv primăria, chiar dacă de PR domnul Boc zice vai ce fac eu cu antreprenorii și așa mai departe, realitatea este că aștepți, de exemplu, autorizații de construcție dacă vrei să construiești, fie că ești dezvoltator imobiliar, fie că îți trebuie pentru, să zicem, că vrei să faci o hală sau o fabrică, aștepți cu ani să primești puzul, după aia să primești autorizația de construcție. Păi da, domnul Boc zice mai întâi oamenii și după aia profitul. Am auzit chestia asta, dar mie mi se pare oamenii. Vreau să spun următorul lucru, oamenii, bunăstarea oamenilor vine din locuri de muncă. Bunăstarea oamenilor vine din companii prospere la Cluj care se pot așeza. Tot mai mulți investitori îmi spun că nu mai repede să mută la Oradea sau își deschid la Oradea, pentru că la Oradea există o mai mare deschidere. Și este, gândește-te acum eu ce spun, e cumva așa, îl aud pe un penelist, da, domnul Bolojan. Dar pe de altă ai parte, cineva care critică pe domnul Bolojan? N-ai cum. Pe toată lumea zice că îl critică colegii mei de la USR din Oradea. Îți cade fața când ajungi la Oradea. Și au și ei, cum să spun eu, întotdeauna poți să găsești ceva de să zici, domne, asta trebuie să facă mai bine. Eu sunt de acord. Dar stau și compar lucrurile. Cu toate, Oradea e mult mai mică.
Da, ajuns să fac al doilea inel metropolitan, da? Și noi ne învârtim în jurul Nu ideii că mai zic facem că Oradea centură. are și un parc industrial care crește. Nu, are o grămadă de parcuri industriale și asta iarăși am reproșat domnului Boc și domnului Tișe, până la urmă la Consiliul Județean. Deci, la Oradea și pe Bihor, practic aproape lângă fiecare oraș ceva mai mare s-a făcut un parc industrial. Parcul industrial, acum eu venind din mediul antreprenorilor, înțeleg extraordinar de bine. Dom'le, dacă eu îi pun la dispoziție infrastructură, loc bun să-și facă hală și așa mai departe și zic, îți dau într-o săptămână, cum se laudă Bolojan și le cam dă, într-o săptămână autorizație de construcție, un investitor poate în 6 luni de zile, hai maxim într-un an de zile dacă face o construcție complexă, să se așeze să producă. Am văzut, adică audita bani. Mai fabrica uriașă de cauciucuri, da, acum s-a mutat, eu... s-a mutat noi în Nocheanu, parcă. Da. Deci, da, e o victorie mare pentru ei. Au probleme că trebuie să-și aducă oameni, da, de departe și așa mai departe. Dar ce vreau să spun este Clujul are niște ingrediente care trebuie folosite. Da? Avem mediul universitar, avem universitățile, sunt foarte mulți tineri. Da? Tinerii ăștia sunt școliți, dacă ne uităm la treaba asta. Noi trebuie să facem cumva să-i ținem aici. Problema, o altă durere mare a Clujului, pe lângă traficul și aglomerația, care am mai multe soluții la ele, este problema locuirii. E foarte scump, e cel mai scump la Cluj, da? Și întrebarea e de ce e așa de scump la Cluj? Păi sunt mai multe motive. Unu, dacă n-ai dezvoltat infrastructura astfel încât să poți să te întinzi un pic mai tare cu orașul, nu păi ai mai cum... are loc unde o să se mai întindă orașul? N-are nicio adică problemă. Orașul nu, avem... se oprește în localitățile din jur, care nu sunt ale lui din punct de vedere administrativ, nu? Nu se oprește numai, mai sunt multe terenuri, mai sunt spații unde nu se dau, autorizații, unde nu se dezvoltă, pentru că dacă nu tragi infrastructură, nu ai cum să dezvolți cartiere. Avem cartiere, Boc are, l-am auzit la tine zicând, cartierul Tineretului, cartierul Sopor, da? În toate, tot el ca primar, el, primăria în sine, nu, hai să nu vorbim de persoană, că nu vreau să, eu n-am o problemă cu domnul Boc ca persoană, am o problemă cu domnul Boc primar și cu instituția primăriei, da? Deci dacă ar fi dezvoltat, dacă ar fi pregătit și puzurile și toată partea asta de dezvoltare a infrastructurii, s-ar fi putut construi mai aerisi mai bine. În schimb, ce se întâmplă la Cluj? Avem o problemă de construcții aiurea, te trezești cu un bloc între case, pentru că toți ar vrea să stai în centru. Dacă ai traficul așa de mare, te gândești, băi, cum fac eu să stau aproape? Cum te trezești cu un bloc între case? Că înțeleg că nu se aprobă bloc între case, ca să fie oamenii fericiți. Auzi, asta ți-a spus ție Boca seară, dar din păcate dacă stai să te uiți, că mi-a plăcut demagogia, scuză-mă, demagogia în care spune am discutat cu oamenii, am făcut așa, când vrea el discută, când nu vrea el, toate lucrurile trec fără nicio discuție. Blocul ăla între case nu răsare așa și domnul Boc e plecat și când se întoarce de la Bruxelles, zicea, olu, a mai apărut un bloc, dar nu știm de unde e. Scuză-mă, dar are un arhitect șef și instituția arhitectului șef, care teoretic e o instituție independentă politic, din păcate este subordonată și ia niște decizii complet aiurea. Deci eu dacă voi ajunge la primărie, acolo voi face o restructurare majoră, da? Transparentizare, evident, probabil că o să schimbăm arhitectul șef și după aceea o să transparentizăm și o să digitalizăm tot procesul. Eu mi-aș păi dori cum, să... nu e transparent? Că nu înțeleg este că transparent. Tot ce se întâmplă la primărie știe tot cetățeanul. Nu, uite că nu știe mare lucru și nu știe cum merg autorizații. De exemplu, de ce unii, inclusiv și oamenii, cum să spun eu, dacă vrei, favoriții lui așteaptă cu autorizațiile 2 ani de zile. Atâta de mare a ajuns excelența sa, știi? Și așa de tare că și pe prietenii lui îi ține așa la ușă. Așa a stat și Udrea 2 ani? Cred că n-a stat, Udrea cred că n-a stat 2 ani și uite că te-am ascultat tot așa, spunea ieri Boc o chestie care mie mi s-a părut, era așa, m-a frapat, în care zic, dom'le, noi n-am făcut, noi pentru toți investitorii tragem drumuri, facem, hai să fim serioși, dacă vrei îți trimi poze să-ți arăt cum arată un cartier, cum e cartierul Elenei Udrea, care acum e într-o mare paragină, o mare țeapă pentru foarte mulți ce slujeni. S-a întâmplat acolo? În faliment? Se mai construiește? Da, în faliment. Acolo înțeleg că s-a vândut sau nu s-a vândut? Am înțeles că s-a vândut, nu știu toate detaliile. Problema este că firma care a dezvoltat acel proiect, în spatele căruia era Elena Udrea și încă mai mulți, ai văzut, era ceva, a fost ambasador american, cumva, vezi tu, au venit unii care au dat flavor-ul ăla și au dat încrederea, inclusiv și Boc, da? Cumva au zis, băi, asta puteți, sigur ăsta o să iasă, suntem noi, rezolvăm, facem, dregem. Oamenii au dat avansuri, da?
și au plătit pentru case, că știi ce vindea acolo? Spuneau că o să fie telecabină de la, din cartier până acolo, că o să fie livrările cu drona. Deci, băi, frate, te uitai și te minunai și zici, bă, dar chiar atât de prost. O recunosc pe doamna Udrea aici, că ea are această abilitate magică de a vinde. A mai construit ea, probabil că i-au rămas niște telecabine nevândute, știi? Da, da, nu da, știu da. De ce aia cu tuiți acum, mi-am adus aminte de o telecabină la Lupen. Îi place să ne ia în balon, asta e. Da. Nu, dar din păcate problema locuirii este una foarte importantă și costul locuirii și face neprietenoasă treaba asta pentru tineri. Și eu cred că Clujul nu poate să crească dacă noi nu reușim să ținem tinerii pe care îi școlim aici, pentru că ei ar vrea să stea. Bun, hai să trecem pe scurt prin cele câteva probleme de care ziceai că poți să te ocupi. Păi traficul este problema principală și din ce vorbesc cu oamenii și din studii. Și aici am soluții destul de simple și clare, unele au nevoie de bani sunt. Centura Metropolitană are bani alocați doar să fie primăria în stare să se apuce să dea drumul la proiect. Din păcate va trebui, dacă ajung la primărie acum, va trebui să-l iau de la zero și să deschidem caiet de sarcini, să-l pregătim ca lumea, să avem o discuție corectă cu antreprenorii și să dăm drumul la proiect. În 4 ani de zile, pentru mine e prioritatea zero. În 4 ani de zile centura aia se poate face. Am stat lângă proiectul ăla, m-am luptat pentru proiectul ăla și Boc mi-a mulțumit de vreo 3 ori în public pentru sprijinul pe care l-am dat atunci în 2021 pentru acel proiect. Să fie iară clar, proiectul ăla n-a fost scos de drulă din niciun PNRR, ci tocmai, uitându-ne și la ce se întâmplă acum, e foarte bine, l-a băgat în programul operațional de transport și avem bani și putem să facem centura aia până în 2030. Da, dar în interiorul orașului centura nu te ajută, că în interior se mișcă niște clujeni, dar nu se mișcă centura tranzitul. Centura scoate traficul de tranzit, dar centura are multe noduri și atunci o să regândească modul în care te deplasezi. Asta e una. Doi. Ce trebuie să facem este mijloacele de transport în comun și trebuie să facem linii dedicate de transport pentru transportul în comun. Asta înseamnă că e adevărat, o să se supere niște șoferi acum pe mine, dar eu cred că trebuie să avem benzi continue și asta o spunem din 2021 prin consilierii noștri locali, benzi continue pentru autobuze, dar la pachet cu încă două chestii. Una este creșterea frecvenței autobuzelor, adică să nu vezi o bandă dedicată pe care vine autobuz la jumătate de oră. N-are niciun rost, te enervezi dacă ești în mașină, da? Și doi, un lucru care Boc din păcate nu-l face, este o regândire a rutelor, pentru că îmi spune tot mai multă lume, băi, eu ca să mă duc dintr-un cap în altul al orașului, trebuie să schimb 3 autobuze. Nu e ok. Zice, pierd vremea, nu se leagă, stau prin stații. Și cine să le regândească? Ai păi oamenii? Păi am oameni, bineînțeles, am specialiști, lucrez cu specialiști, eu vreau să spun așa. Boc n-are specialiști? Păi se pare că n-are din moment ce nu reușește să rezolve problemele astea, că altceva nu pot să spun. Sau, mai rău, probabil că n-ascultă de specialiști, pentru că eu sunt convins că are lângă el și știu câțiva, da? Cred că are specialiști, dar dacă tu te crezi de cel mai deștept și zici, bă, nu las că știu eu cum să facem, nu. Asta trebuie să înțeleagă un manager adevărat, că până la urmă eu văd primăria, o văd foarte antreprenorială. Dom'le, eu trebuie să livrez niște servicii, e adevărat, nu trebuie să fac profit la primărie, dar eu trebuie să folosesc eficient banii pe care i-am și trebuie să livrez servicii de calitate și investiții la timp cetățenilor. Asta e ce ai de făcut la primărie. Hai să vorbim despre locuințe. Care e planul tău? Mai multe blocuri unde? Păi, odată cu dezvoltarea centurilor, centura metropolitană, ca de asta de care vorbim, nu e pe partea de sud, deci spre Turda. Dar problema, noi avem orașul și pe partea de nord, da? Și pe partea de nord trebuie să facem centura metropolitană. Și pentru aia trebuie să ne apucăm, studiu de fezabilitate, aia, știi că e o nebunie și acolo. Dar trebuie să-i dăm drumul, să desenăm, să rezervăm traseul, să știe toată lumea, băi, peste 5 ani o să fie acolo sau peste 10 dacă nu suntem în stare să facem mai repede, dar măcar să știe lumea, să fie predictibil, da? Că asta e iar o problemă a statului român, predictibilitatea. La noi nimic nu e predictibil. Dar hai să revenim la locuințe. La locuințe. Deci odată ce faci centurile metropolitane sau poți să dezvolți orașul, poți să faci cartiere de-a lungul centurii metropolitane un pic mai departe, pentru că până la urmă te interesează cât de mult îți ia să ajungi la unde ai tu de ajuns, în centru, la universitate, la și așa mai departe. Dar asta înseamnă impact asupra mediului, înseamnă că rămâneți fără spații verzi, poate fără păduri. Facem de-a lungul lungii Someșului, deci acolo în principiu se poate dezvolta, sunt locuri, avem cartierul Tineretului, e o zonă cu 200 și ceva de hectare care trebuia făcut. Din păcate primăria n-a știut să gestioneze contractele astea, a făcut niște parteneriate care toate s-au blocat,
Avem cartierul Lombului, avem cartierul Tineretului, vorbim, a spus și domnul Boc, de zona Sopor și acolo e o zonă mare în care se poate construi. Dacă o faci cu cap, dacă o faci cu infrastructură bine conectată, oamenii vor veni acolo. Avem nevoie de un stoc de locuințe, pentru că prețul mare la locuire în momentul de față în Cluj este, avem o discrepanță mare între cerere și ofertă. Cererea extrem de mare, oferta, din păcate, e mică. Întreba cineva ieri seară în emisia cu Boc ce se întâmplă cu spitalele, pentru că acum sunt toate colmatate de oamenii care aici, n-au unde să se ducă, sunt pe lângă, pe lângă nu că e gata avem, ăla da, mare. Pe lângă că avem nevoie deci avem, noi avem nevoie de spitale pentru cei din Cluj. Clujul este un pol regional. Și avem, slavă Domnului, avem spitale, avem doctori, avem oameni de calitate, dar spitalele sunt acolo pe strada clinicilor, prin centru, sunt niște spitale făcute de pe vremea lui Franz Josef, da? În care alea, din punctul meu de vedere, acolo va trebui să radem. Se construiește acum spitalul regional. N-are nicio legătură cu domnul Boc, dar s-a lăudat cu el, nu e în bugetul primăriei, îl prezintă. Ok, e bine, trebuie să-l facem. În 2028 ar trebui să fie gata spitalul regional. Atunci va fi un moment foarte bun să muți anumite secții, nu toate, că n-ai cum să le muți pe toate, din clădirile astea vechi să le muți la spitalul regional, că n-avem noi să scoatem așa peste noapte nu știu câte sute de doctori și tot ce ai nevoie. În momentul în care scoți din centrul orașului zona asta de spitale, toată zona aia clinicilor, în partea de cum te duci către Pasteur în sus, toată zona aia poate fi regândită. Poate să fie, putem să facem acolo cămine pentru studenți, putem să facem în clădirile alea centre culturale, putem să dezvoltăm foarte mișto, să facem o zonă verde cu clădiri, fără garduri, fără nimica, va fi o zonă interesantă de dezvoltat. Clădirile care sunt de patrimoniu român. O să fie super business acolo pe de altă parte. Foarte bine, cine dar stai puțin, dar eu n-am o problemă. Hai să nu ne ascundem după deget. Oamenii, deci eu trebuie să fiu partener cu dezvoltatorii. Dezvoltatorii ăștia trebuie să găsești un echilibru, e adevărat, trebuie să ai putere de negociere, să nu-i lasă să te calce în picioare, că poate să te calce în picioare dacă, știi, sunt anumite metode în care te lași. Pe de altă parte, toate lucrurile astea sunt sursă de corupție și eu cred că ceea ce a reușit Clujul față de București sau alte orașe, să dea măcar impresia că nu este atâta corupție. Tu ce crezi? Din păcate, impresia e una, realitatea e alta, pentru că ținând strâns șurubul pe zona asta de dezvoltare, eu cred că există și la noi corupție, dar e mai puțin vizibilă, da? E numai în anumite zone. Pe de altă parte, nu e mai puțină corupție în Cluj față de restul țării, mă refer așa în general la corupția mică. Da? E fix același lucru peste tot. Asta mă uitam, spuneam mai devreme că am copii, fetele mele sunt în Olanda, știi? În Germania am lucrat la un moment dat tot așa. La nivelul funcționarilor publici în Germania, în Olanda și mai departe și până la un nivel, nu există niciun fel de corupție. Adică ăia își fac treaba, știu că trebuie să-și facă treaba super profesionist. Și în România, păi în România, la Cluj întotdeauna există? Păi există, bineînțeles, dar există pentru că de așa natură e făcută birocrația și tot ceea ce înseamnă modul ăsta în care trebuie să te duci cu șapca în mână la fiecare funcționar. Ok, dacă corupție putem, știi, ne-am obișnuit așa, dar ne-a intrat în sânge că și o ciocolată, zici, ai mă, că aia nu-i corupție, că i-am dus o ciocolată la doamna că m-a ajutat. Și aia, mă, normal, poți să treci la nivelul corupție, dar e adevărat, e mica corupție, e ceva ce, de fapt, nu, ceva ce pare așa benignă, știi, dar nu-i chiar așa. Toate lucrurile astea se pot. Dar ce vreau să spun e că la Cluj, da, sunt lucruri care s-au întâmplat bine, dacă vrei. Avem un oraș mișto, avem oameni care au anumită educație, încă o dată datorită un mediului în care suntem acolo, dar în același timp gândește că orașul ăsta trebuie să fie al tuturor clujenilor și trebuie să avem și oameni care să, trebuie să avem și asistente care să locuiască aici și învățătoare, că avem o problemă. O altă problemă, dacă tot mă întrebai de probleme, sunt școlile, da? De 20 de ani, Boc n-a construit o școală nouă, una. L-am auzit acum când îți povestea că pornim și nu știu care școală facem. Băi, nu mă interesează că te apuci acum în campanie electorală să-mi spui că tu te-ai apucat acum în campanie, inaugurează șantier după șantier. Toată lumea se apucă de lucruri în campanie. Eu am înțeles, dar știi, ar fi fost fain să le termine în campanie măcar. Mm-hmm. Măcar rămâneai cu ceva. Acum rămâi cu o promisiune, da? Și ăsta e un lucru pe care eu îmi doresc ca primar să nu se mai întâmple. Adică vreau să existe și asta managerial, spun iarăși. Dom'le, când ai un proiect, trebuie să începem fundație, construcție, acoperiș și așa mai departe, da? Ai niște milestone-uri. Milestone-urile alea trebuie să le verifici. Eu vreau să le scot transparent, să spun aia vreau să fac, aia vreau să fac, aia trebuie să fie gata atunci și o să spun dacă sunt înainte sau înapoi. Am făcut treaba asta, nu știu dacă ai auzit, dacă a ajuns și la urechile tale sau ceva, podul de la Turda. M-am implicat, a fost un pod la Turda care stătea să cadă.
N-are rost să mai povestesc, dar m-am implicat în 2021 când am ajuns deputat din întâmplare, adică nu aveam un plan eu să mă ocup de infrastructură, da? Dar m-am implicat în podul de la Turda și concret, practic l-am luat cu întârziere, nici nu începuse proiectul că tot să codeau, că nu putem să oprim, că pe unde debăgăm traficul și am zis băi, nu-i dăm drumul și săptămână de săptămână am fost acolo, comunicam public și le spuneam oamenilor, suntem cu atâta față de grafic. Dacă știu să citesc grafice de execuție și planning-uri, da, le spuneam, suntem mai repede. După aia, la un moment dat, am fost la întârziere. Am început să-mi zic, o să pierzi tot. Zice, gata, nu mai, nu o să-ți iasă. Și l-am terminat cu mai repede decât termenul final care ar fi trebuit să fie. Adică în loc de 12 luni, l-am terminat în 9 luni. Să știi că și noi am terminat emisiunea. 30 de minute s-au încheiat aici. Așa că, pe final, spune-le oamenilor care vor să afle mai multe despre tine, dacă le-ai făcut poftă, unde să se ducă. Păi există site-ul viorelbălterețu.ro, mă pot vedea acolo, poate să vadă toate propunerile mele, programul meu de campanie și promisiuni, dar nu sunt promisiuni, sunt priorități. Am 8 priorități, acele priorități poate să le vadă pe social media și de fiecare și dată să fiu... Și te mai rog ceva, da. După ce terminăm emisiunea, noi înregistrăm acum, dar când o să urcăm pe paginile mele, rămâi încă o oră și răspunde la întrebările oamenilor. Tot dragul fac chestia asta, tot timpul nu e ceva ce voi face în mod special, o fac de fiecare dată când merg la o emisiune, le răspund oamenilor pentru că mi se pare important să vorbesc cu ei, să le explic. Unii mă mai ceartă, unii au dreptate, le explic. Asta e viața, important așa să funcționează. Facem clar. Dragilor, vă mulțumesc că v-ați uitat. Încă o dată, nu uitați, această emisiune nu este plătită, nu e o emisiune electorală în care să candidatească un candidat sau un partid. E absolut gratis. Nici voi nu trebuie să plătiți, dar dacă vi s-a părut interesantă, puteți să o răsplătiți cu ceva, și anume cu o distribuție, cu un share. Atâta vă rog și cu asta basta. Să ne vedem cu bine mâine seară. Mulțumesc, Viorel. Mulțumesc și eu.